Am încercat să fim îmbrăcați cât mai aproape de ce era atunci. Și tocmai de asta, arătăm îmbrăcați, da, dubios acum. Refacem această poză, dar înainte de toate vreau să știu dacă ai fost un copil cu minte sau nu, Liviu? A fost. Eu am fost un copil cu minte, la fel și fratii meu. Problema e că era greșită combinația, știi? Adică gen amândoi în același loc nu mai eram cumis deloc. Și ori făceam tâmpenile alea grave, ori nu făceam nimic. Absolut toate tâmpenile grave de obicei se lăsau cu vătămări fizice. Și a fost și cu mult sânge. Și eram odată la țară și ne jucam fații ascunsele și eram împreună și cu verișorii. Și la un moment dat, nu știu cine lăsase bucata aia de fier acolo. Nu, era o sârmă, era cred. O sârmă, și vai, Matei, vai. Bam, bum. Bă, și la un moment dat, îl auzim pe Matei. Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Avea... Și vedem o dâră de sânge care se întindea pe asfalt. Și Matei zicea, n-am nimic, lăsați-mă în pace. El avea de fapt, se tăiase undeva în zona... Vreo 20 de copci. Eram la țară și unde l-ați dus la spital? La Buftea. La Buftea. A fost foarte, foarte palpitant. Și Matei s-a zbătut când i-a făcut doamna injecția pentru anestezie. Dar de ce spunem noi lucrurile astea? Și... Matei, ce vârstă aveai? Vreo 8 ani. Cred că aveam 8 ani. Îți mai amintești? Îți amintești așa episodul ăla? Eu cu acul nu prea m-am împăcat niciodată și de asta... Când a văzut acul s-a zbătut, a dat din picior și s-a zbit în mână, deci... Doamne, acul! Vreau să știu dacă te șicana, te bătea când erați mici? Nu prea, nu. Era... Ce făceam eu era să mă iau de prieteni și dădeam... Îl luam pe el, hai să mă ajut să scăpăm exact. De asta. Da, exact. Deci eu aveam prieteni pe stradă. Îl băgam în belele, ca să zic. Eu provocam și după aia mă așteptam să rezolve el. Exact. Deci aveam prieteni asta pe stradă care erau prietenii mei și cumva el era un fel de remorcă atunci când ieșeam. Era gașca ta, nu era gașca de copii mici. Asta e că era gașca mea și el fiind cu 4 ani mai mic așa, luam că era frate meu și mai ziceau și ai mie, ia-l cu tine că e fratele tău, cum să-l lași acasă, cum să nu-l iei cu tine. Îl iau. Și ăsta venea, ne distram, dar la un moment dat se apuca, se lua de ei. Avea și un limbaj așa foarte colorat, să zic, de la o vârstă fragedă. Cât și îi făcea pe aia cu și cu oțet. Atât era când era mic, da. De vai. Și faza de e că se lua cu ăia, păi le adresa vorbe foarte dulci. Și fugea, după da, care, da, și pleca. Și eu rămâneam și aia ziceau, bă, ce facem, mă, frate, tu? Și eram, bă, iertați-l. Hai, lasă-l. Mă certam cu ei, dar eu nu simțeam să mă cer cu ei, dar treia că era frate meu, ce să fac. Dar atunci când am învățat să joace șah, s-a întors cumva roata, pentru că îi bătea pe toți la șah, adică e ceva, e un talent extraordinar. Matematician. Eu învățasem să joc șah, aveam vreo 2 săptămâni în avans și într-o seară l-am învățat și pe el să mute piesele și peste 2 zile mă bătea de îmi suna apa în cap. Păi mai alerga până în casă, doamna, cu minte în fața camerei, dar ce mai alerga? S-o auziți cum țipă în momentele ei de... Opa, dacă o auzi. Dar vreau să știu... Te-a mai altoit mama, tatăl, careva? Da. Eu mă, nu, eram, mama, da. Bă, când eram mici, da, s-a mai întâmplat, îți dai seama. Mai făceam... Păi da, pentru că își pierdeau vremea certându-se lor să-și facă teme. Și da, mama era, vrea ca ei să fie de nota 10. Era asta cu temele, știi, atunci. Era, da. Între timp, na, eu m-am prins mai repede, Matei a rămas cu matematica și azi. Tatăl tău este și tour managerul tău, este alături de tine ca mereu, da? Prin seara. Concerte de dimineață până seara. Da, da. Atunci în turnee? Când aveam concerte, da, era alături de mine. Ce țipă la mine! Mă plânge-te bagă acum la colț în fața tuturor instrumentelor, eu sunt de vine pentru orice nu merge. De ce n-am fost atent? De ce n-a dat? Ce treaba ta asta? E treaba ta să faci aia. Trebuie să refacem această poză, de asta ne-am adunat azi aici. Era făcută tot toamna poza, din ce n-au seama, da? După ținutele voastre, dacă mai țineți minte. Da. Exact, era toamna, da. Era o zi mai însorită un pic și mergeau fântânile. Avem un singur detaliu, Matei, trebuie să-și pună căciula asta superbă. Aia deci uitați-l cum era aici cu căciulița asta minunată. Ia să vedem. Ia, 3, 2, 1 și... Îi place cu căciula! Altceva! Așa poartă zilnic, să știi. Da. E căciula din torpedo. Și am observat eu aici, cu greu am observat că aveai o bentiță în poză. Dar aceeași bentiță de atunci, să știi. Asta e bentița pe care o aveam atunci. N-am mai purtat-o de atunci, cred. Chiar ea să fie lit? Da, e aceeași bentiță.
Foarte tare fotografia refăcută după atâta timp. Liviu Teodorescu și fratele său Matei, unul artist, altul aitist, sunt acum aici să dea testul familiei. Asta avem aici, testul familiei, și să ne demonstreze cât de bine se cunosc frații. Să-i poftim și frate, tu înalt. Da. La da. Voi toți sunteți înalt. E bine că suntem împreună, că se justifică cumva înălțimile, știi? Perfect, să luăm un loc, avem un test al familiei. Cum spuneam, unul artist, unul aitist. Da, adevărat. Merge, nu se mai termina materialul ăla, nu mai puteam să mă uit la el. Da, ai văzut fotografia de final? Ai văzut-o pe material? Da. Știi, nu știu dacă mai puteți să vedem poza cu voi când erați acum câți ani? 17 ani, nu? 15 ani. Da. Da. Știi ce am observat eu uitându-mă la cele două fotografii? Și anume cea de astăzi, din vremea de astăzi, și cea de acum 15 ani? Mm. Că acum 15 ani aveți bicicletă mai șmecheră. Bă, adevărat. am mai ambiții bicicleta. Nu? Acum, adică bicicleta era mai... Eram mai pasionați de bicicletă atunci, știi? Acum suntem pasionați de alte lucruri. Perfect. Unul cu muzica, unul cu IT-ul. Avem și un test al familiei imediat. Stai că căutăm fotografia când o vedem. Testul familiei, cum vine asta? Testul familiei, adică dacă voi nu ieșiți bine acum aici... Înseamnă că suntem adoptați. Deci dacă nu... Bun. Cum ați petrecut? Cum ați petrecut de sărbători? Am petrecut împreună. Tu te-ai Revelionul. Te-ai cerut-o pe doamnă. M-am logodit, da. Te-ai logodit. Cum a fost? Da. Foarte frumos. Da, erați împreună de cât timp? De vreo 10 ani. Adică și stăteați împreună? De vreo 2, ceva de genul. Și la un moment dat ai simțit nevoia? Am spus că mă trebuie făcută treaba asta. Nu pot să zic că nu simțeam presiuni din afară. Știu că se uită acum. Da. Tocmai de aceea eu zic că și ea și familia și toți prietenii, dacă n-au aflat până acum, trebuie să știe că Liviu Teodorescu și-a cerut iubita de soție și avem momentul. Și un moment de ăsta, cred că ați auzit vocea lui tata de la final. După tot momentul ăla emoționant, grija lui tata era: Doamne, ce melodie. Pentru că tu practic ți-ai pus familia să se uite la o piesă pe care ai filmat-o, ai compus-o. Contextul a fost, era ziua ei de naștere, da. I-am făcut o petrecere surpriză, i-am chemat pe toți acasă. Și i-am făcut și piesa asta, m-am dus cu vreo câteva zile în urmă, i-am cumpărat inel, m-am plimbat prin toate mall-urile din București. Mai știa cineva sau a fost? Știa doar mama. Și cine a filmat? A filmat iubitul surorii Iuliei. Foarte prost a filmat. Prost rău, da, dar a filmat pe ascuns. Și practic aia, și înainte să o cer în căsătorie, am plecat cu ăștia să mai luăm niște băutură de la un supermarket. Și le-am zis: bă, voi știți ce fac eu în seara asta? Și ăștia au zis: ce? Mă însor. Pleacă, mă. Râdeau amândoi de mine, eram și cu el și cu fratele meu. Și uite că s-a întâmplat. Și s-a întâmplat, da. Foarte frumos. Da. De asta zic, dar putea să filmeze un pic așa mai, să te vedem că la un moment dat... Știi care e faza? Dacă filma prea artistic, așa se prindea ea și am vrut să fie totală... pe nepregătite. Exact. Perfect. Și tatăl tău la final, după ce ai cerut-o, ce era un moment emoționant, tatăl tău totuși trebuia să spună ceva. Ce melodie frumoasă. Exact. Hai să-l cunoaștem și pe Matei puțin mai bine. Matei, deci tu ești ITist, da? Da, lucrez în IT. La o companie software. Se plătește bine, nu? De, se plătește bine, dar e important să și placă, că dacă nu-ți place, degeaba se plătește bine. Dar nu înțeleg cum unul a luat-o către muzică și unul către IT.
Băi, nu știu, neapărat mai mult pe partea tehnică, știi? Adică, de mici, Liviu a plecat spre liceu de filo, spre liceu de mate info și oarecum s-au despărțit drumurile. Tu ești însurat? Da, în sufletul nostru. Ei, nu, cum să fiu, mai am e puțin. Ca și eu, încă e ca însurat, încă puțin. Deci ești da. De mult timp, nu? Nu neapărat, cam de 2 ani. Dar e ca aceeași casă, e, stai să seama. Da, da. Perfect. Facem testul familiei, haideți să vedem. Ca pe TikTok. Deci să vedem cum e pe TikTok. Ochii? Închideți ochii și arătați cu degetul stânga-dreapta, da? Ah, ok, hai. Perfect. Hai. Deci tu spre și... mine, da? Nu încolo în partea. Da. Și ideea e felul următor, deschideți ochii doar când vă zic eu, da? Da, ok. Okay. Unu. Cine e mai deștept dintre voi doi? Corect. Și să știi că și Matei a fost fără ezitare. A, da. A, da. Doi. Cine câștigă mai mulți bani? Corect și aici fără ezitare. Cine a avut mai multe iubite? Corect și aici fără ezitare. Cine e mai dezordonat? Corect și aici da? Tot fără ezitare. Cine cheltuiește mai mulți bani? Corect, mamă ce bine te cunosc. Așa, deci trecem. Chiar sunt frați. Deci nu suntem adoptați. Da, da. Cine... Fii atent, stai că vedem. Cine are mereu dreptate? Corect și aici e adevărat. Cine este mai iubit de părinți? Nu știu ce să zic aici. Arată-și tu spre mine și eu spre tine. Hai, ca să fie așa. Da. Ha, bravo. Era o întrebare capcana asta, de fapt. Okay. Cine se uită mai des la filme pentru adulți? Corect. Eu mai de mult timp cu Iulia. Se uită mai mult la filme. Băi, și de adulți. Da, da. Bun. Cine se supără mai repede? Supărăciosul familiei. Corect. Cine e mai amuzant? Corect, mamă, bă, nimic n-ați ratat. Cine e mai zgârcit? Corect! Bine, aș zice tata, dar nu e aici. Da. Așa. Bun asta. Întrebarea cu numărul 12. Cine credeți voi că e că o să fie tată primul? Corect! Cred că... Cine jură mai mult? Cred că amândoi. Aici fiecare ați arătat... Spre e bine. Da, deci... da, e bine. Bă. Acum, ia vedeți, mai am două întrebări. Cine bea mai mult alcool? Ai ceva de zis? Vrei să ne spui ceva? Care din noi, că nu văd. Nu, nu, adică arăta că tu bei mai mult decât el. Arăta spre mine da. Și el, da. Bă, nu știu, cred că am ocazia să particip la multe petreceri, deși în ultima vreme... Da, exact. Și acum ultima întrebare. Cine minte mai mult și mai bine? Wow. Și el a arătat spre el, da? Da, da, corect. Băi, deci a fost am trecut testul. Da, perfect. Suntem frați. Adopție zero. Bravo, bă, bravo, bă, în sfârșit. Sunteți foarte mișto, împreună, serios. Foarte fain sunteți. Și aveți o familie foarte faină. Iar taică tu, pe cuvânt, dacă ieșiți cu el pe stradă, e fratele vostru mai mare. Direct. Deci niciodată. Un pic mai mare, foarte puțin mai mare. Un pic mai mare, un pic mai mare. Da, da. Dar mai mic. Ce v-ați propus pentru anul ăsta? Păi, anul ăsta... Stai seama, muzică, cam același lucru. Concerte mi-aș dori foarte tare să se întâmple și treaba asta să se reîntâmple. Și cam atât. În rest, na, lucrurile să meargă de la sine, să meargă frumos și înspre bine. Doamne ajută, tu Matei? Eu aș vrea să călătorez mai mult, că anul trecut a fost mai complicat. Și să recuperez puțin partea la asta. La tine îți și permite jobul, ți-ai laptopul cu tine și poți să exact. Te duci o... Păi și-a pierdut o mașină până aici, crede-mă, nu știu ce a făcut. Și-a dat net de la telefon și a lucrat în continuu. Dar păi am avut ceva. Spargi parole? Sparge parole? Nu, spar parole. Nu, doar de la NASA. Toată lumea când aude de informatică, gata, hacker, spargi parole. Nu, asta e o altă latură. Nu, că m-a întrebat Ciucă dacă cunosc pe cineva care să-l ajut să-i spargă niște parole. Dă mie niște parole, că le spardăm în ciocan și niște parole, crede-mă. Cel mai bun hacker e cel care știe parola, știi cum e. Exact. Băieți, să aveți grijă de voi, să aveți un an bun și vă mulțumim, mai aștept pe aici pe la emisiune. Serios, la sunteți foarte mișto, bravo și ne mai întâlnim, da?